Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă prezint emisiunea de autor Noi despre Noi. Tinerii sunt forța motrice a economiei unei țări. De aceea m-am gândit astăzi, urmărind evenimentele zilei, să organizez emisiunea dedicată tinerilor. Pentru că astăzi a avut loc o premiere pentru cele mai bune planuri de afaceri în cadrul forumului FID și a conferinței de încheiere a proiectului Oportunități comune în afaceri pentru tineri. Și invitații din această seară ne vor povesti cum a avut loc acest proiect pe teritoriul a două țări și cine au fost norocoșii, cei care au câștigat dreptul de a participa în cadrul acestui proiect. Deci să vorbim astăzi despre tineri și oportunitățile create de către stat pentru dezvoltarea tinerilor în diverse domenii, cel mai important în economie. Bună seara! Bună seara. Așa, să vă prezint, sunteți Oxana Paladiciuc, manager de proiect Oportunități comune în afaceri pentru tine. Așa este, da. Vă mulțumesc că ați venit astăzi, pentru că ziua a fost plină. Eu așa v-am urmărit de la ora 12, că așa interesantă s-a avut loc tot prezentarea aceasta. Și Vladimir Pavel, directorul organizației de tineret Noua generație a Europei din orașul Ismail, Ucraina. Bună seara. Bună seara. Câte zile stați la noi? Două, așa, v-am prins eu așa de comod astăzi. Mă bucur foarte mult că vorbim despre un eveniment care a avut loc astăzi și spuneți-ne începutul, cum a fost, de unde a venit ideea aceasta și ce s-a întâmplat ca să creați acest proiect. Da, cred că dumneavoastră o să... Așa cum ați menționat la început, tinerii sunt o forță motrice, sunt baza dezvoltării economiei, baza dezvoltării socioeconomice a oricărei regiuni și a oricărei țări. Anterior, ODIM a mai avut proiecte dedicate tinerilor. Am avut experiențe frumoase în implementarea Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor, dar mai cu seamă în implementarea proiectelor transfrontaliere. La un moment dat am implementat un proiect pentru tineri cu România. Uh-huh. A fost o experiență frumoasă. Cam în ce perioadă, ca să înțelegem? În 2013-2014. Aha, ceva timp. Ceva timp în urmă. Dar a fost o experiență frumoasă pe care ne-am propus să o multiplicăm. Din fericire, am întâlnit la unul dintre evenimentele dedicate programelor transfrontaliere colegii noștri din Ucraina. În discuție am înțeles că avem aceleași scopuri. Ne propunem să susținem tinerii și ne propunem să ajutăm tinerii. Mai mult ca atât, ne-am propus în acest proiect ambițios să dezvoltăm și să susținem colaborarea transfrontalieră între tineri din Republica Moldova și din Ucraina. Am trecut atunci la treabă, am pus pe hârtie ce am dorit noi de la acest proiect, care ar fi implicarea fiecăruia dintre noi, și atunci când am avut apelul de propunere deschis în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Moldova-Ucraina, nu am pierdut momentul și am depus de comun acord acest proiect. Și până la urmă a ieșit ceva frumos, da? Pentru că astăzi prezentările, toate persoanele care au fost, au realizat niște lucruri extraordinare și s-au manifestat destul de productiv, din câte am văzut. Aș zice că a ieșit dublu frumos, pentru că ieri în Ismail a avut loc la fel un eveniment de tip seed forum și closing, la care am fost noi. Cei deja din Republica Moldova. Deci e proaspăt acolo petrecut evenimentul și ați venit aici. Exact. Și azi am avut acest eveniment de tip seed forum și evenimentul de închidere în Republica Moldova. Am avut prezentări frumoase și tineri ambițioși atât în Ucraina cât și în Republica Moldova. Ne bucură că până la finele proiectului tinerii au reușit să stabilească și legături de cooperare în afacerile lor, în planificarea afacerilor. S-au înfiripat mai multe cooperări. Știți ce le spun eu studenților mei? Că timpurile s-au schimbat foarte tare și deja nu mai este la modă sau nu mai este necesar să se gândească zilnic că trebuie să pleci. Este posibil și în Republica Moldova să-ți dezvolți ceva cu susținerea, să cauți, pentru că tinerii sunt mereu în căutări, sunt perseverenți, sunt plini de energie și atunci mă bucur când văd așa proiecte cum sunt ale dumneavoastră, unde ajutați tinerii, pentru că fără un imbold, fără o susținere, poate și la nivel de teorie, poate și la nivel de un sfat, poate și la nivel de un proiect exemplu pe care el după aceea să-l urmeze, nu reușim să-i susținem și să-i ținem la noi în țară.
Înainte de a... Ați vrut ceva să spuneți sau spuneți? Ah, da. Înainte de a începe activitățile în proiect și înainte de a începe cu instruirea tinerilor și cu serviciile de mentorat de care ei au beneficiat, au fost chestionați tinerii atât din Moldova cât și din Ucraina pentru a identifica care sunt necesitățile lor, de ce așa, au nevoie. Asta începutul, când... La începutul proiectului, da, chiar în cadrul am proiectului. Am citit că pentru că ați fost foarte restricționați, ați acceptat doar pe cei care au depus, da, numărul așa. Exact câte ați exact. Propus. Locurile deci, propuse. Deci nu s-a mers pe selecție. Câte locuri atâția să scrie? Ba, pe selecție. Pe selecție? Deci, sau, am avut, dar ce înseamnă? Câte locuri libere, atâtea cereri? Am avut, prin intermediul unui instrument online, așa. Tinerii din Ucraina și din Republica Moldova au aplicat pentru a participa în cadrul activităților proiectului. Așa, acolo era selecția. Da, deci din 136 de tineri câți au depus cereri de participare, au fost selectați 60. 60. Acești 60 norocoși, care erau 30. Exact. Asta, da. Din 100? Din 136. Aha. Na, deci oricum au fost destul de dublu. Da, a fost. Am ales tinerii pe sprânceană, să zic așa, cei care într-adevăr erau motivați să participe, motivați să-și deschidă sau dezvolte afacerea. Pentru că în cadrul proiectului am avut atât tineri care nu au o afacere și abia se gândeau la o afacere, cât și tineri care deja erau inițiați în afacere și își doreau să dezvolte afacerea în continuare. Vârsta s-a respectat? 18-35? Da, da. Am respectat vârsta. Tinerii aveau vârsta între 18 și 35 de ani. Care au fost mai activi? Din ce categorie? 18, 20 și sau 20 și 35? Vârsta medie a participanților a fost între 23 și 25. A, totuși aici s-a dus lupta, da? Am avut tineri activi de 18 ani care au fost premiați astăzi. Am avut tineri de 34 de ani care tot au fost premiați astăzi. În cele de urmă am evaluat ideea de afaceri, planul de afaceri, efectul și impactul transfrontalier și socioeconomic a afacerii pe care ei o planifică. Și după aceea, ce a urmat? După ce i-ați selectat 60 de oameni, 30 de o parte și 30 de cealaltă, am înțeles că proiectele au avut loc și pe teritoriul Republicii Moldova, da? De instruire și pe teritoriul Ucrainei. Da? La dumneavoastră cum s-a întâmplat? Deci a fost organizate instruirile mai întâi la Chișinău, timp de 3 zile, câte 20 de persoane, adică în grupe mixte, pentru 10 tineri din Republica Moldova și pentru 10 tineri din Ucraina. Da, și apoi au fost continuate aceste traininguri în Ismail. Câte 2 zile, tot așa, am avut plăcere că s-a stabilit un parteneriat, să zicem așa, între acești tineri. Am efectuat o vizită la unul dintre antreprenori, chiar participant la acest proiect, că am selectat nu doar cei care doresc să inițieze, dar și cei care au o mică afacere și vor să se dezvolte pe viitor. Și am fost într-o vizită la unul dintre, la noi în Ismail. Cu atât mai mult, după fiecare serie de traininguri, am invitat câte un antreprenor cu o istorie de succes a lui, care și-a împărtășit, să zicem așa, experiența sa, și le-a demonstrat că e posibil să deschizi o afacere, le-a demonstrat că nu e greu, adică dacă ai curaj, ai depui o forță și realizezi. În training, în cadrul trainingurilor, pe ce accentați spus? Pe partea teoretică, pe partea un pic de detalii ca să înțeleagă. Cred că dumneavoastră, da. Pentru că consecutivitatea trainingurilor a fost așa, întâi în Moldova, după care în Ucraina și ele au fost complementare. Am mers mai întâi de toate pe crearea echipei și formarea acelei comunicări între grupurile de tineri din Moldova și Ucraina. Totuși vorbim despre tineri din două țări diferite, cu viziuni diferite. Apoi ne-am axat pe partea teoretică. Ce ar însemna un plan de afaceri? Care sunt elementele unui plan de afaceri? La ce ar trebui să atragă atenție tinerii pentru a elabora un plan de afaceri bun și pentru a-și planifica afacerea? Și cât este de important să ți-o planifici? Exact. Pentru că uneori îți dai seama că nu e necesar, dar până la urmă te confrunți cu niște situații când planul de afaceri ia foc. Exact. Mai mult ca atât, au beneficiat și de instruiri de tip pitch training, în care au învățat să-și prezinte idei de afaceri. E o problemă.
Pentru atunci, unii, da. Pentru unii, da. Atunci când întâlnesc un potențial partener sau un potențial client... Nu știu să-și prezinte, exact. Da, materialul. Și trebuie să fac această prezentare în termeni foarte restrânși, dar să acopere cele mai importante elemente. La fel cum a menționat domnul Vladimir la noi, la finele fiecărui instruire, am avut întâlniri cu antreprenori de aici, tineri. Cu cine de aici? Chiar ne-e interesant. Pe cine i-ați ales ca model? Sau nu a fost pus accent pe să fie model? Doar oameni care... Noi am invitat beneficiari din alte programe UDIM, tineri, până în 35 de ani, care le-a povestit istoria lor, cum au ajuns ei să-și deschidă afacerea, să-și dezvolte afacerea. Unul din antreprenorii care a fost antreprenoarea care a deschis firma Cookie, de exemplu. Produc bijuterii aici, pe loc, cu elemente tradiționale. Au fost producători, atât de diferiți au fost, ne mai aducem aminte pe parcursul emisiunii, da. Fără nume, doar așa, ca să ne spunem despre ce produse, de fapt. Produse din domeniul creației, chiar producere, servicii, deci foarte vast. Ei rămâneau încântați de faptul că pot să comunice cu cineva care a trecut prin niște situații pe care îi așteaptă pe ei, nu? Exact, pentru că în acel moment de instruire îți pui foarte multe întrebări. Oare ar trebui să merg cu ideea mea de afaceri? Oare ar merge ideea mea de afaceri? Oare pot eu să-mi dezvolt afacerea, nu în Chișinău, dar în sat, la mine? Oare cum aș putea eu coopera cu altcineva? Se merită? Poate las totul baltă. Și atunci, aflând istoriile de succes și aflând cum au făcut alții și cum a fost la alții, ei înțelegeau că e ok. Că pot merge înainte și își pot dezvolta afacerea. Deci le-ați mai trezit și un curaj interior pe care ei după aceea o să-l înmulțească și o să-l planifice pentru sine, da? Au fost situații când cineva a refuzat sau erau atât de copleșiți de tot ceea ce li se oferea că au mers toți până la capăt? Am avut situații în care doi tineri nu au mai putut merge în continuare la instruirile din Ucraina. Pentru că una din obligațiuni era ca să fie capabil să se deplaseze și în Ucraina, da? Exact. Deși au fost selectați cu ideea asta și erau entuziasmați, din păcate anumite situații chiar de sănătate nu le-a permis să meargă mai departe. Și atunci ați suplinit aceste două locuri? Da, pentru că atunci când am selectat tinerii, am făcut o grilă de evaluare, am luat următorul din listă. Ce noroc pentru cei doi care erau atât de dezamăgiți la momentul. Da. Mai departe, cum s-a produs efectul acestor traininguri? Da? Că am văzut că astăzi la prezentări deja oamenii și-au și demonstrat activitatea. Ce s-a întâmplat? 14 luni, totuși este o perioadă, asta am înțeles eu, da? A avut loc tot proiectul 14 luni. Perioada de implementare a proiectului este 14 luni. Cum a avut loc procesul? Da. Tinerii s-au întâlnit la Chișinău. Așa. Tinerii s-au întâlnit în Ismail, au avut activități extracurriculare, activități de comunicare, de creare a echipei. Au înțeles care sunt ideile de afacere, au înțeles cum ar putea coopera între ei și pe final chiar au reușit să stabilească legături. Avem cel puțin 3 parteneriate create deja în cadrul proiectului. Ucrainene? Exact. Da, ia puteți să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba? Da. Cine a reușit să facă așa o înțelegere? Este vorba de o, nu știu să zic așa, o agenție care se ocupă de design aici în, în Chișinău, dar are niște rude la Ismail, dar și cu atât mai mult a fost interesată faptul să vină să predea lecții de Photoshop, Corel și așa mai mult. Și tot așa, la rândul său, a întâlnit acolo o antreprenoare prin care face această colaborare și au stabilit pe perioada, nu știu, iunie-iulie, o vizită prin care să dea niște cursuri de Photoshop. Și la fel... O altă cooperare? Antreprenoarea din Ismail va veni aici, la Chișinău sau, nu știu, la niște locale. Deci, domeniul ei de activitate este, nu știu, educația așa motorică a copiilor. Și robototehnica, să zicem așa,
construiesc din Lego ceva, construcții acolo mai multe și trebuie să facă câteva vizite la grădinițele de copii de aici, din Chișinău. Interesant. Pe toate domeniile ați reușit să vă încadrați. Care din domenii aveți activități? Avem și activități din domeniul producerii și din domeniul serviciilor și educație și export, intermediere. Deci sunt mai multe domenii acoperite. Foarte bine. De ce totuși până la urmă unii tineri începând o afacere, deja după ce ați trecut cu ei și ați văzut pe cei ați văzut care au afacere, începând startup-ul, da? Sau având o afacere mică, dau faliment sau întâmpină eșec și care sunt lucrurile cheie pe care ei le-au înțeles aici la dumneavoastră și le putem spune acum celor care ne urmăresc? Sunt mai multe elemente care ar influența dezvoltarea și creșterea unei afaceri. Este important atunci când facem un pas în afacere să calculăm foarte bine și planificăm activitățile pe care urmează să le facem. Este foarte important să stabilim acele parteneriate, să știm cu cine lucrăm, ce și cui delegăm și cine de ce este responsabil. De asemenea, este foarte importantă dezvoltarea abilităților administrative, manageriale a unei afaceri. Ori atunci când dezvolți afacerea, factorul uman joacă un rol foarte important. Cât de mult contează echipa și dacă i-ați învățat pe ei să-și selecteze echipa și avem noi în câmpul nostru de muncă specialiștii care iese de la de pe băncile universităților de ajuns oameni ca să și calificați ca să poată să facă echipele acestor oameni care astăzi și-au prezentat rapoarte. Echipele, forța de muncă sunt foarte, foarte importante. Desigur, atunci când vorbim despre domenii mai inovative, e nevoie de ceva instruire în plus și e nevoie de o asistență în plus. Iar atunci când merge vorba despre activități clasice, tinerii absolvenți sunt destul de buni, dar desigur mai mult teoretici, să zic. Și atunci, într-adevăr, antreprenorii le acordă ceva mai mult timp pentru a încadra în genul de activitate specific pe care ei îl au. Un punct important, cred că o să fac un pas în urmă, sunt asistența financiară de care au nevoie tinerii pentru a-și lansa afacerea. Apropo, noi n-am vorbit pentru că aveți și asistență financiară. Da, spuneți. În acest proiect nu am avut elementul de asistență financiară. Nu a fost deloc, da? Nu a fost deloc. Însă unul dintre efectele SEED Forumului și în cadrul evenimentului de astăzi am avut acele stand-uri cu alte programe de suport la care tinerii s-ar putea adresa după finalizarea acestui proiect. Celelalte programe de suport au și componenta financiară. Atunci, având deja planul de afaceri dezvoltat, având ideea clară, având totul clarificat datorită sesiunilor de instruire, sesiunilor de mentorat de care au beneficiat, pentru ei este mult mai ușor să înțeleagă de ce fel de finanțare au nevoie și în momentul accesării unui alt program de asistență știu clar să spună care este ideea lor. Am înțeles. Pentru dumneavoastră, ce lucruri după acest proiect mai necesită de a... Deci eu îmi imaginez că nu pierdeți legătura cu toți 60. Oricum o să rămâneți în aceeași legături, mai ales cei care au încheiat contracte de colaborare. După aceea, cum vedeți comunicarea între cei 30 care sunt ai dumneavoastră? Sigur, vom ține legătura strânsă. Nu știu, poate vom lansa proiecte similare mai departe ca să-i susținem sau... Apropo, nu poate să continue această frumoasă tradiție deja peste ceva timp? Da, dacă găsim o asemenea, nu știu, programă de finanțare, ar putea să... Sunt necesare. După finisare, ați înțeles că mai sunt necesare pentru tinerii în Republica Moldova și în Ucraina așa gen de proiecte? Da. Da, e lipsă. E un gol de informare și un gol de susținere. Pentru noi, aș zice, nu atât că este un gol, este un domeniu care necesită mai multă asistență. Mai mult asistență este, instruiri sunt și alte programe de suport. Chiar recent a fost lansat programul Start pentru Tineri, este un program național de suport antreprenorial. Anul trecut am închis programul PNAET, care era la fel de suport antreprenorial pentru tineri. Însă, pare 1 plus 1 de unde? Pare 1 plus 1 este pentru migranți și rudele de gradul 1, el nu are limită de vârstă. Așa, acela nu are limită. Nu are limită de vârstă. Știu
văzut că e cu succes. Și-au fost și aici niște... Și programul femeilor în afaceri. La fel este un program de succes și avem foarte multe tineri. Beneficiare proiectului Pare 1 Plus 1 au fost aici la noi în studio și sunt mulțumiți extraordinar de susținere. Deci există încă posibilități de a... Mai există posibilități, oricum există și necesitatea și există cererea pentru astfel de asistență. E bine ca să se mai continue cu această frumoasă tradiție. Deja a doua oară, să înțeleg și... Exact. Mai mult ca atât, pentru că merge vorba despre o cooperare transfrontalieră și despre susținerea... Dar nu puteți după aceea să mulțiți țările cu care să colaborați? Este așa potențial. Așa. Ne gândim la această idee. Ca să acoperiți mai multe state. Da. De ce nu? Care sunt potențiali, exportatori sau importatori pentru Republica Moldova și atunci... Da, există unele servicii de suport în acest domeniu, dar iar e nevoie de mai multă susținere, mai ales atunci când vorbim despre tineri. Mm-hmm, am înțeles. Iată, chiar aș vrea să, nu știu cât este de câțiva măcar așa primile pagini, pentru că am văzut că ați oferit un editorial cu nume, cu nume de persoane care au participat în acest proiect și una dintre ele, Nicoleta Gonța, zice că desfășurarea unei afaceri oneste la noi în țară este posibilă. Ceea ce înseamnă că dă un imbold de încurajare pentru toți tinerii că poți să faci ceva onest fără ca să-ți fie frică că vei avea piedici și vei putea să-ți pierzi banii pe care îi investești. Asta să înțeleg că a vrut să spună Nicoleta Gonța, dacă vreți să completați. Istoria Nicoletei este foarte interesantă. După ce a absolvit facultatea aici în Republica Moldova, a hotărât să preia experiența de la o companie multinațională. După care, văzând cum ea gestionează și cum lucrează, ideea ei de afaceri și de fapt a inițiat-o deja este reîntoarcerea în sat. Foarte frumos. Cu o afacere, sperăm noi, prosperă și... Da. Este, ca să menționăm, este din satul Răspopeni, raionul Șoldănești. Exact, Pentru că nouă ne este mult mai avantajos ca tinerii noștri să meargă în satul de unde a ieșit, de unde s-a născut. Pentru că în Chișinău e imposibil să reușești. Să ne dezvoltăm punctele est, vest, nord, centru și fiecare din acest tânăr, probabil cu energie pe care a primit-o de la dumneavoastră, va putea fi un model pentru ceilalți în localitățile sale. Și mă bucur că la 26 de ani, dacă ziceți că are atâta energie, îi dorim succes mai departe. Așa, și un alt nume este Angelina Mistreț. Eu le iau după ordinea pe care dumneavoastră ați publicat-o. Avem o sursă de energie foarte mare, trebuie doar să o activăm. Despre sursa de energie a tinerilor noi știm, doar că activarea ei ține și de suportul dumneavoastră. Angelina este o fire într-adevăr foarte creativă. Ea lucrează cu copiii și își propune în continuare să dezvolte un centru de lucru cu copiii, centru la care vor veni partenerii din Ucraina, de fapt, la schimb de experiență. Ce spuneați dumneavoastră, pentru că văd că aici este cu un copil pe desen, asta ar însemna că e vorba, ne spuneți ce se va întâmpla. Este logoped de, de profesie, Angelina? Psihopedagog, profesie, psihopedagogie și logopedie special. Vor oferi lecții de îmbunătățire a vorbirii copiilor. De fapt, Angelina își propune în afacerea ei să dezvolte un centru specializat în care va lucra cu copiii, dar nu se va limita doar la lecții de logopedie. Mai multe activități a copiilor, nu legate doar de deficiențe de auz sau văz, dar de tot felul activități pentru copii. Foarte frumos. Și este și dumneai orientată să meargă în localitate sau este? Da. Deja desfășoară în localitate. Da, și de unde este? Că nu văd aici. Lapsus. Ok, o întrebăm noi după aceea, dar acum oricum îi dorim succes și sperăm că o să mai auzim despre Angelina Mistreț și despre activitățile pe care le face. Cu siguranță ei, cum spuneam și mă repet, energia pe care o iau din așa proiecte, ea poate fi înmulțită. Ludmila Belosteșnic, cred că oriunde și orice e posibil, dar nimic nu ți se dă pe tavă. Asta înseamnă că munca fiecăruia pe care și singur trebuie să-și o trezească din interior și noi am învățat și de la părinți că doar prin muncă poți să ajungi undeva. Ați pregătit ceva de acolo? Nu, am deschis și eu. Deci Ludmila este o fire foarte energică și într-adevăr a muncit foarte mult. Este organizator de evenimente de diferite tipuri și a învățat din experiența ei
cum a menționat singură, îmi place să iau greutatea de pe umerii altora. Am înțeles. Aici tot mai citesc și eu că a câștigat primii bani la 10 ani, da? Și să înțeleg că atât de tare a motivat-o că a hotărât mai departe să facă la fel afaceri. Dar a absolvit școala de muzică Eugen Doga, deci are și posibilități de a-și dezvolta și în domeniul artei. Exact. Așa, mai departe este Caterina Ziber. Intenționez să-i numesc dacă reușim pe toți, dar pentru că aceștia merită să se audă și să ia exemplu ceilalți tineri de la ei, pentru că am să zic tot parcursul emisiunii că nu mai este necesar să ne gândim că să plecăm. Trebuie să ne dezvoltăm aici, în Republica Moldova, și să depunem un efort ca după aceea să ne mândrim cu ceea ce suntem și să nu spunem că trebuie să ne dea cineva, nu ne dă nimeni. Noi singuri ne formăm în țara noastră. Acea bunăstare. Exact. Caterina Ziber, pentru mine principala motivație este să-mi creez și să-mi cizelez o personalitate multilateral dezvoltată. Are 30 de ani și studii în drept. Ea ce și-a propus? Ea și-a propus să ajute oamenii în crearea imaginii de sine. Și atunci când vorbim despre crearea imaginii de sine, nu vorbim doar despre asistența psihoemoțională, ci și efectiv modul de prezentare, modul de a sorta hainele și tot așa mai departe. Eu să înțeleg că și ei unul de la altul au învățat foarte multe. Da. Nu numai faptul că au avut trainer și au primit de la dumneavoastră informații, dar ei unul pe altul s-au cizelat. Exact, exact, da. Mai ales că au avut și colegi din Ucraina. Chiar, asta cred că a influențat și mai mult, nu? Sigur, sigur. Chiar erau împărțiți pe grupe la training-uri, așa că câte un participant, nu știu, din Republica Moldova și din Ucraina, care aveau idei similare ca să-și exprime fiecare părerea sa, să mai discute. Și având probabil fiecare dintre ei și în trecut niște povești, niște idei, tradiții, poate, tot le-au împărtășit unul cu altul. Am să rog regia pentru că mai numesc câteva persoane și aș vrea să și vorbim cu două dintre ele, da? Să faceți legătura cu prima persoană, îmi spuneți când este legătura ca să comunicăm. Mergem mai departe, Cătălina Cazacu. Da? Da. Cu ea o să vorbim și la telefon, da? Așa înțeleg. Da. După eșec, succesul e și mai răsunător. Pe mine mă ajută încăpățânarea și zâmbetul. De ce eșec și în ce domeniu? Are 23 de ani. Este la început. A absolvit Facultatea Relații Economice Internaționale la Academiei de Studii Economice din Moldova, da? Și mai este concomitent student acum la Facultatea de Drept anul 3, deci face două studii superioare. Da, ce ambițioasă fată! Cătălina, într-adevăr, vrea să-și dezvolte multilateral personalitatea, da? Și este foarte ambițioasă. Chiar și atunci când a lucrat cu mentorul, a știut să-i prezinte idei de afaceri și să o argumenteze foarte bine. Da, și să absorbă toată informația din mentor. Exact. Da? Cred că era mentorul bucuros, pentru că perseverența uneori te înaripează și zici că nu în zadar îi transmiți informația pe care o deții. E foarte important ca tânărul să fie decis în ceea ce dorește să facă. Da, și regia, aveți legătura cu cineva? Încă nu. Bine, mai așteptăm. Ce face? Sau ea nu avea nimic, doar a prezentat. Până acum nu a avut. Ea este în proces de gândire, de lansare a afacerii. De lansarea afacerii. Ea își propune să dezvolte o afacere plăcut mirositoare cu petale de trandafir, cu produse din trandafir. Da. Foarte interesant și original. Exact. Da. Și ar avea ieșire și peste hotarele țării, din câte îmi dau eu seama. Desigur, produsele de trandafir sunt cerute și sunt la mare căutare pe piețele atât naționale cât și internaționale. Da, Bulgaria știu că se slăvește cu, cu acele cremele cele de... Cu uleiurile de trandafir. Ea își propune mai multe activități, inclusiv dulceață de trandafir, care este foarte delicioasă. Bună și este tradițional, exact, tradițional folosită în bucătăria noastră. Învârtită ce e de la țară, care noi o mâncăm de la bunica, n-am să-i uit gustul niciodată. Exact. Și păcat că e în oraș, nu prea întâlnește, într-adevăr. Dacă ți-ar deschide ceva cu dulceață. Da, cine este la legătură? Regia îmi spune că Cătălina Munteanu sau Cătălina Cazacu? Chiar Cătălina Cazacu. Alo, bună seara!
Bună seara! Da, mă bucur foarte mult, Cătălina, chiar acum vorbeam despre dumneavoastră și insistența și perseverența în încăpăținarea aceasta plăcută pe care o aveți, pentru că faceți două studii superioare și aveți o idee extraordinară de a crea o afacere legată de produse din trandafir, da, din petale de trandafir. Cum a fost la proiect? Câteva cuvinte, vă rog frumos, și ce ați primit dumneavoastră din acest proiect? Da, a fost un proiect destul de interesant și, în primul rând, util, deoarece informația oferită a fost una productivă, căci unui tânăr este cam greu să obțină așa gen de informații. Mm-hmm. Și de aceea mi-am făcut cunoștință cu o mulțime de oameni pozitivi, de la care am luat și idei interesante. Ce impact a avut pentru dumneavoastră faptul că s-a lucrat cu două state, cu Ucraina, și ați avut colegi din Ismail? Da, la început a fost o mică ezitare. Era interesant cum o să fie cu două state, dar a fost foarte lejer, ușor, o comunicare tare bună. O să mai departe, o să faceți, o să dezvoltați această afacere cu produse din petale de trandafir. Și de ce produse din petale de trandafir? Da, la sigur că am să dezvolt, am să particip și la proiectul care acum de curând s-a dat Start and Spinner. Și am ales acest produs din două motive. Căci vreau să mă dezvolt localitatea și sunt pasionată de aceste flori. Ah, frumos. Noi vorbeam despre dulceața de trandafiri aici în platou și ziceam că este foarte delicioasă și ne aduce aminte de gustul de la țară, de la învârtita bunicii. Care... Exact, cornurile în special. Cornurile cele, da, când mergeam la cineva în ospeție, la colegile mele de la facultate, așa și căutam cornulețele astea cu dulceață de trandafir. Da, din păcate pe piața locală nu se găsesc. Atunci așteptăm dumneavoastră mai repede să vă gândiți să veniți. Și în afară de produse de patiserie, ce vă mai gândiți? Să faceți uleiuri, da, din petale de trandafir? Da, ulei esențial și petale uscate natural, care vor fi folosite sub formă de ceaiuri sau în procedurile spa. Interesant. Așa. Și cât timp durează mai departe proiectul următor? La care participați? Veți participa, da? Urmează da. Să depuneți actele, da? Să depuneți dosarul. Da, până pe 31 martie proiectului trebuie de aplicat la acest proiect. Și îndemn chiar tinerii să aplice. Da, desigur. Vreau să vă întreb cât este de important să transmitem acum mesajul că tinerii nu mai trebuie să plece, dar trebuie să se instruiască aici și să-și dezvolte aici afacerile. Pentru dumneavoastră, colegilor, rudelor, cât de des le spuneți că nu mai pleca, rămâi aici? Desigur că destul de des le spun că sunt o mulțime de oportunități acum. Și e păcat să nu le folosim. Deci sunteți cu ideea fixă de a reuși și vă dorim succes. Eu vă îndemn să mai des rostiți acest lucru celor din jurul dumneavoastră și la facultate. Și vă ținem pumnii, succese la următorul proiect. E mulțumesc, la fel o seară frumoasă. Numai bine. Da, ne bucură doar lucrul acesta că ei sunt atât de entuziasmați. Vorbiți-ne despre următorul proiect despre care zicea Cătălina. Este un program național, de fapt. Este programul Start pentru tineri. Într-adevăr, până pe data de 31 martie avem perioada de aplicare. Uh-huh. În acest program avem atât partea de suport de tip hackathon, mentorat, instruire, informare, cât și partea a doua de finanțare a afacerii. Deci tinerii vor putea, pe lângă cunoștințele și informațiile acumulate, vor putea beneficia de o finanțare cu o porțiune nerambursabilă în formă de grant. Foarte bine. Este, stimați telespectatori, apelați, da? Depuneți cererile, pentru că este ceva foarte important. Mai departe, ca să... Da.
Nu, nominalizez pe toți, Ana Daraban, dacă nu ai ajuns încă la rezultatul dorit, ia-o ca pe o lecție, orice altă încercare e mai bună decât a nu face nimic. Are 32 de ani, a făcut facultatea la Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitate design industrial și produs. Exact. Da. Ana este una dintre tinerile care la momentul aplicării deja avea o afacere, însă datorită mentorilor și datorită instruirilor a reușit să-și dezvolte o viziune mai clară cum își dezvoltă afacerea pe viitor și să structureze mai clar pașii pe care i-are de făcut. A văzut greșelile, probabil. A văzut greșelile. Imediat și-a dat seama și-a punctat tot. Exact. Plus, ea este acea tânără care a reușit să stabilească parteneriatul cu, cu colegii din Ucraina. Ce face ea? Haideți să-mi spună domnul Vladimir. Da. Am menționat. E design. E fata cei design care a spus o al doilea proiect. Da. Exact. Da. Așa. Exact. Și cu cine? Cu o colegă din... Din Ucraina. Urmează. Urmează. Haideți să ajungem și la ele. Veronica Tropânina. Da. Este vorba deja de cineva din Ucraina. Succesul unei afaceri este determinat de acțiuni și provocări. Lenea și neîncrederea sunt cei mai mari dușmani. Toată lumea știe că lenea și neîncrederea e chiar dușmanul. Ce este cu această drăguță fată? S-a născut în orașul Ismail și a făcut studiile la colegiu și a absolvit Universitatea din Odessa. Diplomă de licență în jurisprudență. Wow! Da. Uh-huh. Are o afacere micuță dezvoltată, adică oferă servicii de organizare, nu știu, evenimente, așa. Poate consultații și așa mai, și așa mai departe. Uh-huh. Adică e o tânără foarte ambițioasă, așa. Da, și cu siguranță, având acum această oportunitate și posibilitate de a mai veni și aici, o să-și dezvolte și mai frumos afacerea. Iulia Kozarevskaya, da? Corect am zis? Da, nu ai cum să reușești într-o afacere dacă îți inventezi mereu scuze pentru rateuri. Totul e doar în capul tău. Da, văd și aici ambiții și încredere în forțele proprii. Da, a activat într-o unitate militară, are 29 de ani, s-a născut în orașul Ismail și este psiholog. Da. Psiholog. Da, are o viziune ca să deschidă un atelier psihologic prin care să ofere niște servicii de psihologie și pentru copii, și pentru tineri, și pentru familii întregi, ca să le ofere niște chestii așa, ca să fie mai... Apropo, este o lipsă de ateliere sau cabinete psihologice la noi acum, la moment, nu știu din ce cauză. Probabil e același lucru și în Ismail, în orașul Ismail. Noi chiar deseori ne ciocnim cu situația că nu știu cum să reacționezi un părinte la o situație cu copilul și vrei să mergi undeva ca să te consulți, să te sfătuiască ce să faci. E binevenit acest domeniu de... Da. Sau în Ucraina sunt mai multe. Nu, bănuiesc că... Tot, e lipsa, adică sunt puține. Uh-huh. Pentru că așa e timpul, avem o sumedenie de activități, un ritm nebun, dar nu reușești să faci o legătură dintre în familie, dintre copii, soț, bunici, bunei și atunci, dar chiar și prietenii între ei sunt situații de criză care o consiliere psihologică te ajută să-ți înțelegi greșelile. Constantin, am ajuns și la un bărbat, că vreau să întreb, numai fete sunt, unde sunt băieții, ce numai fete au participat la voi la proiect? Constantin Dâmcenco, un stat trebuie să-și susțină tinerii, cuvinte de aur, Constantin, altfel nu au cum să se descurce pe cont propriu, asta este. Da? Ce se ocupă Constantin, 24 de ani, da. A absolvit două facultăți și a treia este în curs de finalizare. Wow, la fel un tânăr ambițios. Asta, de ce subliniez, dragi telespectatori și cei care ne urmăresc tineri, ca să înțeleagă ceilalți că nu este atât de ușor să ajungi la culmi, trebuie să muncești, să înveți și acești tineri care au câte trei facultăți deja sau în curs de absolvire sau absolvenți, ei sunt acei oameni care înțeleg doar prin muncă și vă dau și vouă un exemplu. Asta vreau să spun acum, că nu trebuie să vă opriți niciodată. Da? Să spuneți, Constantin, ce face? Constantin... Nu are o afacere încă, dar... A venit să învețe de la să învețe și pe plan să-și dezvolte o afacere să activeze în domeniul juridic, adică să ofere poate servicii de consultanță juridică și așa mai departe. Și un alt aspect care tot al dori să-l dezvolte e o problemă cu ciclismul, cu... turismul ăsta cu bicicletele. Adică, foarte interesant,
Și la Ismail nu există o firmă sau să zicem așa, care ar oferi în chirie o bicicletă sau prin oraș să faci un traseu. Nu există. Să vină la noi, că la noi parcă mai erau vreo 2-3 aici prin centru. Și are intenția asta, că iubește mult să facă sport, mișcări fizice și ne gândim că poate... Va reuși. Va reuși cu siguranță. Apropo, una dintre ideile expuse de Constantin, la care el lucrează deja, este o cursă de ciclism internațională, România, Republica Moldova, Ucraina. Da, și el gândește această idee, sperăm în scurt timp să o realizeze. Da, și noi să facem știri după aia, Constantin. Eu promit că vin să fac o știre și invităm la emisiune. Antonina Dinenko, da? Corect. Da. Cred în tinerii care au idei originale și cărora nu le este frică să le dezvolte și să le aplice în viața de zi cu zi. S-a născut în orașul Ismail, este căsătorită, bănuiesc că la fel este tânără, nu mai mult de 25 de ani, că aici nu se scrie. Cu ce se ocupă Antonina? Dar până îmi spuneți, rog regie să-mi zică dacă s-a făcut legătura cu Cătălina Munteanu. Vă rog frumos să o sunați ca să reușim măcar un minut. Da, spuneți că suntem pe final. Deci Antonina acum are o afacere prin care oferă servicii de financiare și contabilitate. Uh-huh. Adică sunt mici firme care nu au nevoie de un contabil care să susțină și ea oferă doar niște servicii. Pentru contracost. Adică, da, da. Irina Gheorgheva, experiența muncii în străinătate mi-a arătat că pot să obțin ce vreau acasă la mine, dar cu mai puțini eforturi. Ce mesajul pe care am vrut eu astăzi să-l transmit, apropo, iau ce bine pică la finalul emisiunii. Asta este, cu mai puțini eforturi ei obțin ce vor aici la noi în țară. Da? Da, e vorba de aceste de robototehnică pentru copii, adică aceste lecții pentru ei, dezvoltarea lor ca să le facă o gândire mai abstractă, mai pentru copii, adică. Și la fel cred că va avea succes pentru că e ceva nou din câte îmi dau seama, da? Cătălina nu a răspuns, da? Să înțeleg. Da, nu a răspuns. Eu îi doresc și Cătălinei Munteanu succes. Era vorba despre o pastă de nuci, da, pe care a inventat-o. Ne spuneți două, trei cuvinte? Da, ideea Cătălinei era să utilizeze nucile care sunt produse în Republica Moldova pentru a le transforma în pastă de nuci. Și să înlocuiască acea pastă de arahide care nu ne este tradițională cu o pastă de nuci. Fantastic! Eu foarte prima nutritivă. Cumpărătoare sunt eu, pentru că e nutritivă. Exact. Ei face parte din cele 10 produse care sunt necesare pentru creșterea unui copil sănătos. Ea deja a făcut experiență, să zic așa, pentru a afla care este formula perfectă. Așa. Și urmează să meargă mai departe. Succes! Chiar vă zic să-i transmiteți că prima cumpăr două borcănașe de pastă. Mă bucur tare mult că, pentru că suntem pe final. Vreau să concluzionăm cât este de important ca tinerii noștri să meargă mai departe și dacă aveți vreo informație pentru următoarele proiecte, cu mare drag. Este foarte important ca tinerii să fie proactivi, să meargă înainte, iar atunci când nu dețin o informație, să caute această informație. Ea este deschisă, din câte îmi dau seama. Ea este deschisă. Participarea a fost gratuită pentru tineri în cadrul proiectului, absolut toate activitățile. De asemenea, încurajez tinerii din Republica Moldova să participe, să aplice până pe data de 31 martie la programul Start pentru tineri. Pentru a aplica la acest program este suficient să intre pe pagina Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM sau pe businessportal.md și o pot face online această aplicație. Iar în procesul de gândire a afacerii să caute parteneriate, să caute crearea unor parteneriate, de ce nu, cu partenerii din Ucraina. Din Ucraina, da. Și dumneavoastră un cuvânt de încurajare pentru tineri. Și la noi, deci noi suntem o organizație non-guvernamentală de tineret, adică sprijinim tinerii nu doar în domeniul antreprenoriatului, dar și pe alte domenii. Mai avem un proiect similar cu niște parteneri din Cahul, în domeniul sportului, dar tot cu tineri. Adică am avut niște competiții organizate între, să zicem așa, tinerii din Ucraina și tinerii din Republica Moldova. Sau două competiții. A avut una loc la Cahul și una la Ismail. Adică tot un schimb de experiență foarte, foarte frumos intens și cu succes. Adică.
Eu vă mulțumesc tare mult și vă mai aștept și cu alte evenimente. Cu mare drag o să vă invit la noi în platou ca să povestiți. Iar din partea mea vreau să zic că eu am încredere în tinerii din Republica Moldova și pentru că zilnic merg în aule și am dialoguri cu studenții, știu că în Republica Moldova poți să deschizi o afacere și tinerii deja îmi spun că eu n-am să plec nicăieri. Asta vreau pentru țara mea. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm fiecare zi de marți la ora 9 să discutăm noi despre noi.